A făcut 16 pe Binu. Băi, hai să vă zic ceva și ala. Deci hai să vă zic la toți care sunteți aici. V-am zis că, v-am zis că se liberează, da? Deci fiți atenți. A fost exact cum v-am zis. I-a turnat pe toți patru aia care au fost cu el. I-a turnat pe toți și ala. După aia s-a dus acolo, i-a dat 30 de zile, i-a arestat pe toți trei. Ca să zic că, exact cum v-am zis la început, ca să zic că, bă, stați așa, că nu e ăsta, că nu știu ce și alea. Acum i-a băgat pe ea trei, toți trei la pușcărie. În timpul ăsta, când a fost acasă, a mai băgat doi de la noi din cartier, de la bloc, i-a băgat la pușcărie și alea pe Irinel și pe astea, că vă zic și numele și toate alea, ca să nu fie de asta și alea. L-a băgat pe Irinel la pușcărie și pe pușcărie, așa-l cheamă, așa-i porecla la un puș de ăsta, pușcărie, și la pușcărie s-a dus. Și acum i-a dat drumul, bă, nene, ca să vedeți și voi ce bine stă pe pix omul ăsta, ești nebun la cap, cu faptă, cu tentativă de omor, cu prins cu malaciucă și cu d-astea, pentru a 7-a, 10-a oară, nu știu câta oară l-a prins. Pentru a nu știu câta oară l-a prins și astea, deci acum i-a dat drumul, iar, ca să vedeți și voi în ce țară trăiți și ca să vedeți și voi ce se poate întâmpla și alea. Dacă pe unul îl prinde cu o găină, îl bagă la pușcărie, ăsta ia 7-a oară când îl prinde cu malaciucă, cu chile, cu dalea, cu tot ce vrei și astea și i-a dat drumul, iar, a 15-a oară. Și acum a ieșit de la astea, să vedem dacă are voie să mai intre pe asta de socializare și astea. Irinel de la noi din cartier și alea, Adi Mădă și alea, Irinel băiețașul ăla de la noi din cartier și astea l-a luat în timpul ce era ăsta arestat. L-a luat și pe el și pe pușcărie. Le-a luat pe amândoi, hazul meu, nu te mai enerva că ți închide live-ul când vorbești. Ok, agresiv, ok, nu, păi nu mă enervez și alea, bă, nene, dar ăștia începe când închide, când vorbesc mai agresiv, nu vorbesc agresiv, țâță și alea. Înțelegi? Dar ai dreptate, păi așa se vede, dar nu vorbesc agresiv, vorbesc ce... Asta. Corina Dumitrescu, te respectă multă lume și alea, vă mulțumesc, mulțumesc frumos. Băi, vă mulțumesc la toți, bă, care ați fost alături de mine, care v-ați făcut griji în privința mea și asta, vă mulțumesc la toți. Leone, Sifon, Rinocer. Da, bă, frățiorul meu și alea, da, bă, Leone, ca să vezi și alea, deci... Paler, te armir, ești și alea. Ăla brunet. Da, ăla brunet și alea. Pepino e liber și el. Da, mă, da, deci l-a pus liber pe ăsta. Un om bun. Te pup, Paler. Te pup, bro, mersi. Salut, Dan, ai fost peste așteptări. Băi, mă bucur că v-am făcut un spectacol frumos. Ați văzut... Astea zicea că sunt câine de ăsta care latru și nu mușc. A văzut că mai și mușc cât un pic așa. Te pup, Denisa, te pup. Câți steliști ai bătut la viața ta așa. Te bate Bebino grav de tot. Lasă-mă să mă bată un șar dacă... Să mă bată. Când o să anunțe și Bebino că a ieșit... Păi să vedem, că nu știu dacă are voie pe platformă, nu știu dacă mai are voie pe platformă, nu știu ce interdiții o fi dată acolo și asta. Unde văd și eu meciul, bro, și asta. Denis, te pup, Denis Cioabă, te pup, frățiorul. Denis Cioabă, te pup, frățiorul, mersi. Unde văd și eu meciul? Păi intră pe canalul ăla de RXF, bro, și alea la astea și vezi live acolo sau dacă este, ți-l trimit eu undeva. Sau intră la mine pe Facebook, intră la mine pe Facebook. Shain Daniel, da, blondul, Shain Daniel, intră la și vezi la mine pe Facebook și e pus acolo, fratelul. Felicitări și multă sănătate. Eu nu-ți parat cât. Vă pupă, mersi, Fernando. Bă, nene, și alea nu-i cu două fețe. Omul știu, e prieten și acolo și acolo și asta n-are nicio treabă. Nu e cu două fețe. Nu l-am văzut să fie un om cu două fețe. Chiar este un om ok și alea. Vă bătea Bebinul pe amândoi. Bă, ești nebun la cap. V-am mai zis eu vouă, ăla bate rău de tot. Stai că a ieșit acum afară și alea și poate o să se întâmple și astea. Să vă iau clonțul și vouă. Ești nebun la cap. Te pup, bă. Vă pup, vă pup. Flavius, vă pup. Te pup, campionul nostru, respect. Te pup, Iosif, te pup, băi. Rinocer, te pup, fratele meu. Dane, ești bun, ai demonstrat că ești acolo. Mircea Vladimir, te pup, frățiorul, mersi.
Bă, le-am arătat la ăștia că zicea că n-am sânge, că n-am alea, că nu ajung acolo, că nu mă duc, că mă dau înapoi. Când am ajuns acolo, fratele vostru v-a arătat ce a putut, am făcut ce am putut. V-am arătat spectacol, a fost un meci frumos, ați văzut și voi. Cred că a fost printre cele mai frumoase meciuri și astea. Ce părere ai de meciul, de meciul cu Neveu? Ești forță. Băiatul ăla nu a contat. Pablito, te pup. Ce părere ai de meciul cu Neveu? Păi Neveu cu cine se bate? Nu știu, că n-am mai intrat aici, n-am mai văzut șale. Salutare, Dane. Te pup, din Ocel, te pupă fratele tău. Ești tot ce trebuie. Vulturi, te pup, frățiorul, mersi. Ești tank, ești tank vere. Te pup, Dorin, te pup. Din Ocel, te pupă fratele tău. Columbianul, te dai eu pe mâna la usturoi. Ce ai făcut, mă, columbiene, iar mă, ți-ai schimbat ăsta, băi, usturoi. Cu Pascu, cu Pascu se bate. Ce dracu și alea, îl bate Pascu de sare și alea. Nu știu dacă se bate sau să nu fie vreodată asta și alea. Dan, în primul rând, tot respectul pentru tine. Thomas Rudi, Thomas Rudi, te pup, frățiorul, mersi. Mersi, băi, vă mulțumesc, bă, de câte ori am intrat, am văzut mai mesaje de astea frumoase de la toată lumea, vă mulțumesc și ea. De-abia aștept să te văd cu bebinul. Alessandru, asta așteptăm și noi. Păi și Carane a ieșit afară cu tentativă. Băi, de băieția nu știu nimica și n-am auzit nimica să fi făcut rele și alea. Eu v-am zis de ăsta care știu că a făcut rele și după aia uite-te și tu cu atâta de astea și cu atâta alea. Iese... Când ai fost în ring, deja obosei, numai când ai început. Cât ai fost în ring, deja obosei. Nu numai când ai început. Ai fost la Neamuri, la Bacău, columbianul. Am fost la tine la Bacău cu metre, da, cu metre, am fost la tine la Bacău. Am întrebat lumea de tine pe la Bacău, pe acolo nu te știe nimeni, frățiorul. Nu te știe nimeni pe la Bacău pe acolo. Unde am întrebat, în stânga, în dreapta și alea. Băi, știți cineva pe Bișonul? Nu, nu te cunoaște nimeni nici la tine acasă. Bravo, Dan, respect, Angel Diamond. Te pup, frățiorul, te pup, Angel. Te pup. Salut cu respect. E normal să te respecte lumea, că știi să vorbești și ești altceva, se vede. Mulțumesc, fratelul, mulțumesc, băi, de DB, mulțumesc, fratele tău. Sorin Bobocel și alea, ești forță, frate, puțin dacă mai rezistai, îl făceai praf și alea. Dar, bro, s-a terminat gazul și alea, a fost timpul de antrenament prea scurt, o lună și ceva, ce n-ai visat alea? Venit după sărbători, după șprițuri, după alea, m-am intrat în alea și... Da, Andrei, și alea contează să fii mai slab. Am încercat să dau jos de astea, făceam la antrenamente, făceam flash câte 3-4 tricouri și alea, făceam antrenamente dimineața, seara și tot n-a fost de ajuns, fiindcă timpul a fost prea scurt, orice meci se aranjează după 3 luni, după 4 luni, după 5 luni, după 6 luni, ăsta a fost într-o lună, venit după asta. Într-o lună, venit după asta, ne-am apucat de treabă. La Medellin și Pablo Escobar mă știe. Lasă, nu mă cunoască la Bacău mai bine. Bravo! Bravo! La Medellin și Pablo Escobar te știe. Vezi să nu te cheme la el. Vezi să nu te cheme la el. Dacă te știe și Pablo Escobar la Medellin, vezi să nu te cheme la el. Unde putem vedea meciul, Tony Americanu? Băi, intrați la mine pe Facebook dacă vreți să vedeți meciul, că este acolo. Intrați la mine pe Facebook, Shine Daniel, și vedeți că este meciul acolo. Te pup viu, te pup viu, ai apărut. Lasă, fratele meu, puternic, că ți-e revanșa. Te pup, băi, Cozian, te pup, băi, inima mea. Te pupă, fratele tău, te iubesc. Păi nu știu cine se ia revanșa, dacă trebuie să o iau eu sau el, înțelegi și alea, că cine ai și mai șifonat. E viu, frățior, e viu și stă tirat pândală. Mi
bine, dacă era pe stradă fără mânuși, nu știu dacă exista omul la bombele tale. Dacă era pe stradă și ala după 20 tachii, nu știa pe unde să fugă, fratelor, nu știi cum e pe stradă. Când simte două de alea de vede negru și ala, primul instinct e pe unde să fugi. El văd în mine ceva normal. Când ți-o mai iei? Bă, e bine că măcar mi-o iau, dar mă duc, bă, și am tupeu la 50 de ani, mă bap în astea, voi stați pe-n plapul meu, ești nebun. Poate acum poate o iau, poate o dau, poate iar o iau, poate iar o dau, cine știe. Te pup și succes. Mersi, frățior, mersi de DB, te pup. Marian, respect, fratele, vă pup, băi. Ai dat exemplu de luptător adevărat, fratele meu, și a Cozian Box. Mersi, frățior, mersi, Coziane, te pupă, fratele tău, să stăiască tot ce iubești. Mihai Matei, tu nu o dai? Da, mă, da, șeală, dar băi, o dai, o iei, luptător te numești, ești nebun la cap. Dar tu cum faci, o dai sau o iei? Că tu cred că nu mai o iei, dar nu o iei la bătaie acolo, o iei pe-n părțile alea, te știi tu pe unde, să nu mai vorbim aici, că te aude lume. Ai înțeles, frățiorul? Iorgovan, ai fost super tare, bravo. Mulțumesc, frățiorul, Iorgovan, mulțumesc, fratele meu, ești forță, te pup. Sesam, te pup. Respect, Dane, vă pup, băi, mersi. Mersi, Rinocer, te pupă, fratele tău, bă, vă mulțumesc. Băi, mă duc un pic pe la sală să mănânc ceva sa astea. Vă pup, Sebi, te pupă, fratele tău, băi, vă mulțumesc. Mă duc să mănânc ceva pe la astea, mă duc un pic pe la sală și ne auzim diseară, dacă intru diseară pe aici să mai... Vedem care-i treaba. Respect, blondule, hai că se poate. Zic cu Dinamo, FCD în ADN. Se știe, se știe. Respect, blondule, la 50 de ani ai dat clasă lui ăla. Mulțumesc, bă, abia respir și apoi trebuie să mai bat. Băi, bică, abia respir. Ce să fac, bro, ce alea? Respir așa, abia respir, în cârjă vin și vă dau ștachii de pomeniți de ele. Așa cum respir. Salut, ai demonstrat că la vârsta ta ești bun. Mersi, Relule, mersi, frățor. Relus, te pup. Forță la dumneavoastră, șară. Te pup, fratele, Rareș, te pup. Te pup, Rareș. Rareș, Sadam. Rareș, Sadam, te pup. Da, bă, nene. Toată România te iubește. Te pup, bă, Dorin, mulțumesc și alea. Și alea, și alea, și astea. Adevărat, apărătorii patriei, copilăria noastră. Da, frățiorul, și alea, vă pup, băi, Cezar. Vă pup de la apărători. Ce faci, tataie? A venit tataie. A început tataie iar pe aici. Ai dat numai avioane și alea. Păi ce dracu să fac, mă? Intrați, mă, și voi acolo și dați și voi avioane așa și alea. Intră și dați avioane așa, nu mai stați în plapul, mă. Mergeți și voi la sală, mergeți și voi la alea și intrați acolo și dați avioane așa, numai să apăreți și voi pe acolo. Să fiți și voi băiețași. Ai înțeles? Ardare, Sorin, intră și tu pe acolo, da, așa, dă, intră, dar măcar du-te. Ți-ai intrat pensia și așa. Să mai le răspund și lor și alea, că să ne băgați în seamă, ne alea, mai vorbim și noi cu ei mai... Asta. Să trăiască toată familia și tot ce iubești tu. Te pup, te pup, băi, mersi frumos, fratelul. Sircan. Nirolf. Hei. Nu te-am văzut cu Hermannstadt. Păi n-am fost, frate mi, că sunt în Germania. M-am întors în Germania și alea. Te iubește Frankfurtul. Băi, vă iubesc, Jacques, te pup și alea. Te iubește Frankfurtul. Vă pup, frățiorul. Da, la anii tăi ești bun și ală. Mersi, Marius Stupan. Îl băteai și pe Bebino. Îi dădeai și lui Bebino de sărea în aer și ală. Bebino nu știu dacă ducea ștachile care le-a dus Lupșe. Stai liniști și ală. Lupșe a dus și el, capul sus, Dane. Constanța te iubește. George, azi te pup, băi, George. Vă pup de la Constanța de acolo, vă pup pe toți. Am o grămadă de prieteni pe la Constanța. Te pup, blondule, cu respect, ești valoare și la anii tăi. Vă pup, frățiorii. Băi, haide că ies, vă pup și astea, vă pup și intru pe seară. Bică, te pup, data viitoare, cu
cu mască după tine să porți, să poți respira. Da, bă, Bică, ce caterincă pe tine. Băi, Bică, ce caterincă e pe tine, bă. Ia-i rumă, târca. Constanța e cu tine, te pup, bă, Iancu, Iancu, vă pup. Mersi, mersi, vă pup pe toți la Constanța. Când e meciul, când e meciul, când e meciul, unde pot să văd și eu meciul? Așa, frățiorul meu, întreabă, când e meciul? Că trebuia să apară și de ăștia așa, când e meciul? Pe 37 acum, luna asta. Moșnelu, tăticule, dacă mai lucrai un pic la condiția fizică, păi da, băi, bro, am lucrat la condiția fizică cât s-a putut, dar a fost timpul prea scurt, fratelul. A fost timpul prea scurt. Ce să faci într-o lună ceva? Ce să faci într-o lună ceva? E conferință în RSF în seara asta? Nu știu. Nu știu dacă e conferință. Nu știu. Nu m-am mai intrat pe aici, nu mai m-am uitat. O să intru și o să văd. O să intru și o să văd. Ai semnat contractul. L-așteptăm pe următorul. L-așteptăm pe următorul și ale oricum tot respectul. Moșneluțu, mersi frate, Moșnelu, te pup frățior, mersi. A fost numai gura de tine, tecuțul meu. Ce să fac frățiorul meu? Poate te-ai uitat la alt meci, nebulaca. Păi, Costel, Șparlache, te-ai uitat la alt meci, mă, mâncațești toporul tău și ale. Te droghezi mult și după aia când deschizi ochii ești la alt meci și de astea și crezi că sunt eu. Ai auzit? Șpirache. Ai auzit, bă, Șpirache? Cred că te-ai uitat la alt meci, mă, mâncațești. Cine crezi că câștigă din Lupșa și Bebino? Băi, meciurile ați văzut cum sunt, fratelul, și ați văzut și voi cum sunt meciurile și astea. Deci poți să bați tot meciul și să iei un pumn să sale sau poți să dați astea. Poți să bată oricine să dați dacă intri acolo. Când intri în cușca aia, poți să câștige oricine. Nu există dinainte câștigător și necâștigător. Unii îl vede prea mare, îl vede prea așa, dar nu e chiar așa ce se vede. O să vedeți și poate, o să aibă șansa să intre și el. Că acum s-a liberat. Domn senator s-a liberat de la pușcărie. S-a liberat domn senator, că el dă cu pixul de 4 ori, exact cum v-am zis și alea, și se liberează. Nu v-am zis eu că omul este să bine pe pix? Vârsta contează. Normal că contează și vârsta broșeală, dar... Chestia a fost că a fost și timpul scurt de antrenament. Acum nu pot să iau dacă a fost timpul scurt de antrenament, dacă a fost vârsta și era chestia că și el era leșinat, era obosit, leșinat tot și alea. Nu l-ați văzut și pe el că abia mai respira? Nu? Și ce dacă avea 30 de ani? Tot era... Vârsta contează. Contează și vârsta, contează și vârsta. Mersi de urmărire, box. Te pup, fratelu, te pup. Păi bă, v-am zis la început și alea, uite, Andrei, tu te-ai dus pe Victorie din prima și alea, tank. M-am dus, eu v-am zis că n-am așalier, eu v-am zis, băi, să nu te alergi pe aici. I-am zis și lui de la înainte, nu, bă, să nu te alergi pe aici, să stai la bătaie, să ne batem și alea. Am stat, v-am arătat, n-am dat pas înapoi, m-am dus din prima, da, m-am dus din prima să câștig, să terminăm repede meciul. L-am văzut jos acolo, te aștept pe la Cluj, te pup, fratelu, te pup. Box. Când o să trec odată pe la meci și astea, o să trec. Te salut, boss. Era mort și el. Păi era și el mort, te pup din ocel, te pup, frate tău. Era și el mort, de asta zic că dacă zici de vârstă, și eu eram obosit, am obosit și alea, dar și el dacă era să mai fie gaz 10-20 de secunde și alea, era și el tot în aceeași. Da, asta, vedeți? A fost și timpul scurt de pregătire, timpul scurt de pregătire, o lună și ceva, ce să faci? Băi, vă pup, bă, vă pup, ies. Vedem acum cine o fi, cam azi, cine o ieși și astea. O să intrăm pe aici, să stăm și vedem ce se întâmplă. Păi dacă zic ăștia că așa te bați cu Pepino în martie și păi să vedem dacă a ieșit și astea, vedem ce de-astea sunt. Vedem ce de-astea sunt și da, la treabă. La treabă. Fratele vostru e pe ciocăneală. Îi dăm și lui ăsta, îi dăm și lui ăsta. Bă, dacă mă bate și Bebinul la fel cum a bătut ăsta, adică să pot să-i trag eu tot meciul și la sfârșit să-mi dea el un pumn, așa, aș vrea să intru și așa, da, ești nebun la cap. Să pot să-i trag eu tot meciul, să mă răcoresc și la sfârșit să mă împingă să cad jos și să câștig el.
dacă te poți numi câștigător așa. Știi? Ai fost mai bun. Te pup, fratelu, da. Te caută padrina, padrino. Vă pup. Oricum, în ochiul nostru ești câștigătorul. Mihai, te pup, fratele tău. Băi, vă pup și alea. Haide, intru mai pe seară și ne auzim aici. Vă pup și tot respectul meu, bă, la toți. Vă mulțumesc la toți pentru mesajele frumoase și astea.